Nu avem dragoste, de aceea nu i simțim ca pe frații noștri pe toți oamenii și ne smintim de viața lor. Toți formăm o familie mare și suntem frați pentru că toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu. Părinte, cum poate trăi cineva corect și creștinește în societatea de astăzi fără să se zmintească de oamenii care trăiesc departe de Dumnezeu? De ce să se zmintească de ceilalți care nu sunt aproape de Dumnezeu? Dacă ar fi fost dintr-o familie cu 7-8 copii și pe unul, doi din frați i-ar fi tras satana și ar fi trăit o viață păcătoasă, l-ar fi smintit viața lor păcătoasă? Nu, ci l-ar fi durut deoarece ar fi fost vorba de frații lui. Așadar răul se află în noi. Nu avem dragoste, de aceea nu îi simțim ca pe frații noștri pe toți oamenii și ne smintim de viața lor. Toți formăm o familie mare și suntem frați pentru că toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu. Dacă, într-adevăr, am simțit că toți oamenii suntem frați, ne-ar durea pentru cei ce trăiesc în păcat și nu ne-ar sminti viața lor păcătoasă ci ne-am ruga pentru ei. Iar dacă ne smintim, răul se află în noi, nu este în afară de noi. Când ne smintim, să ne spunem nouă înșine. Tu pe cât ți-ai smintit și nu vrei să rabi și pe fratele tău, pe tine cum te rabdă Dumnezeu cu atât de te faci? Gândiți-vă la Dumnezeu, la Maica Domnului, la Înger, care îi văd pe pământ pe toți oamenii ca și cum s-ar afla într-un balcon mare și îi văd pe oameni care sunt adunați în piață, pe unii cum fură, pe alții cum se ceartă, pe alții cum păcătuiesc trupește. Cum îi rabdă? Cum rabdă ei toată răutatea și păcatul ce există în lume? Iar noi să nu răbdăm pe fratele nostru? Este înfricoșător. Părinte, ce înseamnă ceea ce spune Apostolul Pavel? Dumnezeul nostru este foc mistuitor? Dacă arunci într-un cuptor hârtii, gunoaie, ce se va întâmpla cu ele? Nu vor arde? Așa și un omul duhovnicesc. Orice i-ar arunca diavolul, arde, foc mistuitor. Când în om se apropie flacărea dumnezească, toate ard. După aceea nu se mai lipesc de el gândurile murdare. Adică diavolul nu încetează să-i arunce gânduri murdare, dar omul duhovnicesc este foc care le arde. După aceea diavolul obosește și se oprește. De aceea și Apostolul Pavel spune, toate sunt curate celor curați. La cei curați toate sunt curate, nu există nimic necurat. Pe cei curați și în noroi de ei vei arunca, rămân curați ca razele soarelui, care oriunde ar cădea rămân luminoase și curate. Omul duhovnicesc fiind ajutat de omul cel sfânt se schimbă în înțelesul cel bun, iar de omul trupesc nu se vatămă, îl vede, îl doare pentru el, dar nu pățește niciun rău. Un om aflat într-o stare duhovnicească de mijloc se schimbă în bine de către un om duhovnicesc, dar se poate schimba și în rău de un om trupesc omul trupesc nu îl înțelege pe cel sfânt și se smintește de cel trupesc asemenea lui. Îndrăcitul văzând pe sfânt fuge, în timp ce omul trupesc se duce la sfânt să-l ispitească ca și să-l smintească. Unul care a ajuns în starea sodomiților se zmintește chiar și de îngeri. Omul smerit, chiar și neexperimentat duhovnicește de ar fi, distinge pe îngerul lui Dumnezeu de diavol pentru că are curăție duhovnicească și se înrudește cu îngerul. În timp ce omul egoist și trupesc, pe lângă faptul că este les neînșelat de diavolul, cel viclean, transmite și el viclenia, iar prin senzualitatea lui provoacă și mă sufletele bolnăvicioase cu microbii lui duhovnicești.